v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi vom cânta! De dansat, rămâne voi să decideți dansați sau nu. Am găsit această carte, se numește Flautul Fermecat. E o poveste de Mozart scrisă pe înțelesul copiilor, așa scrie aici, uite. Flautul Fermecat, minunat ilustrată de Ludwig Glaser-Nodet, este o carte în care celebra partitură compusă de Mozart este povestită înțelept celor mici de către pedagogul muzical Ingrid Lesser-Matthesus. Când Soferl, de fapt o cheamă Sofia, trece pe lângă teatru, aude o muzică frumoasă. Cât de mult și-ar dori să poată merge la operă, la premiera Flautului Fermecat. Pentru a-și putea plăti biletul, Soferl vinde mere în fiecare zi. În ziua premierei îi mai lipsește doar un bănuț, iar spectacolul e gata să înceapă. Din fericire, domnul Mozart o descoperă pe micuța vânzătoare de mere și o ia cu el în teatru. Cortina se ridică, iar pe scenă prinde viață povestea magică a Flautului Fermecat. Sunteți curioși? Eu deja sunt curioasă, deși eu deja am citit povestea. Acum haideți împreună! Flautul Fermecat. Soferl locuiește în Viena și se numea de fapt Sofia. Chiar dacă abia începuse să meargă la școală, trebuia să își ajute familia să câștige bani. Așa că în fiecare zi ducea înapoi clienților cămășile pe care mama ei le spălase și le curățase cu o zi înainte. Pe drumul spre casă trecea pe lângă teatrul Volks de pe strada Widen. Ori de câte ori putea, trecea pe lângă teatru. De cele mai multe ori, prin ferestrele deschise, răsuna o muzică minunată. Atunci, Soferl se așeza pe trepte și începea să asculte pătrunsă de acordurile fermecate. Aici, Soferl, fetița, stă pe treptele teatrului, ascultând muzica din ferestre care iese, da? Azi, acolo discutau doi bărbați. Deci, Mozart, spuse cel mai mare dintre cei doi, trebuie să termine în sfârșit. În două luni e premiera și încă mai lipsesc porți importante din muzica ta. Da, da, mârâie cel mic. Mai întâi scrie tu o poveste cum trebuie și după aceea o să pot compune și eu bine. Cei doi se urcară într-o trăsură și plecară. Cine au fost oamenii ăștia? Și despre ce premieră o fi vorba? Se miră Soferl. Abia acum observă ea toți oamenii adunați în jurul unui afiș vorbind agitați. Ce scrie aici? Întrebă fetița înghesuindu-se în față. Un bărbat amabil îi citi. Flautul Fermecat. O operă mare în două acte. Premiera e în 8 săptămâni. Intrarea la ora 7. Locurile în picioare costă 6 creițari. Flautul Fermecat. Sună foarte misterios, oftă Soferl visătoare. Ce frumos ar fi dacă aș putea merge și eu acolo. Dar familia ei pur și simplu nu avea bani pentru teatru. Voi vinde mere în fața teatrului. Așa am să strâng până la premieră cei 6 creițari. A doua zi își așeză coșul la intrarea spre scenă. Nu dură mult timp și veniră doi bărbați, care cărau după ei o ladă grea din lemn, împingând-o în teatru. Din ladă se auzeau zgomote ciudate, de parcă ar fi fost acolo mii și mii de clopoței. Bărbații, transpirați, cumpărară de la Soferl două mere proaspete. Fetița radia de bucurie. Deja câștigase doi feningi. Acum o trăsură plină ochi apăru zdruncinându-se peste pietrele pătrate ale pavajului. Oh! Strigă vizitiul și opri caii. Din trăsură coborâi o doamnă distinsă.
De îndată, spre ea se grăbiră câțiva bărbați ca să o ajute să descarce. Asta merge la atelier, le strigă femeia muncitorilor. Și asta la croitorie, iar pachetul ăsta trebuie să ajungă la tâmplărie. Totul dură destul de mult. În cele din urmă, femeia luă ea însăși ultimele două cutii mari. Acum am terminat, spuse ea. Dar Soferl mai descoperi acolo o cutiuță într-un ungher al trăsurii. Sări repede înăuntru și apoi din nou afară. Priviți aici, ați uitat ceva! Să o duc eu pentru dumneavoastră? Întrebă ea zeloasă. Femeia în cuvință, recunoscătoare, și înainte ca Soferl să-și dea seama ce se întâmpla, ele pășeau prin intrarea din spate și se găseau deja în teatru. Uite aici, Soferl găsește cutia, iar aici, doamna distinsă, intră împreună cu ceilalți muncitori și deja împreună și cu Soferl în teatru. Soferl mergea în urma doamnei, cu inima bătându-i cu putere. Se grăbeau prin coridoare lungi, până când ajunseră într-un atelier mare. Dintr-o dată, un monstru imens își întinse capul spre ele. Soferl sări speriată într-o parte. Nu trebuie să-ți fie frică de acest șarpe, râse femeia. Este doar din lemn și sârmă. Câțiva bărbați încercară să miște animalul cu niște pari lungi. Văzându-i, lui Soferl îi veni să râdă ușurată. Doamna plecă grăbită mai departe și fetița o urmă în a doua încăpere. Aici, niște cusătorese brodau cu mult sârg nenumărate costume colorate. Femeia puse cutiile pe masă. Doamnă și Haneder, întrebă una dintre cusătorese, au fost livrate de această dată și celelalte perle din sticlă? Trebuie în sfârșit să terminăm cu brodatul rochiei reginei nopții. Premiera flautului fermecat se apropie din ce în ce mai mult. Atunci Soferl luă cutiuța din mână și o deschise. Oh! Strigă ea încântată. Pietrele străluceau minunat. Uite, asta e pentru tine, spuse doamna și Haneder amabilă și îi dărui lui Soferl o piatră strălucitoare. Pentru că ai fost foarte drăguță și m-ai ajutat. Inima lui Soferl bătea cu putere de atâta bucurie. Ah, mulțumesc! Șoptia fericită. Aici vedem șarpele și rochia reginei nopții, iar aici Soferl cu cutiuța pe care a luat-o din trăsură, plină cu mergele și perle strălucitoare. Și primește și ea una pentru gestul ei frumos. De atunci înainte, Soferl mergea zilnic la teatru. Și la cât de mulți oameni intrau și ieșeau de acolo, nu trecu mult timp până când își vându toate merele. Astăzi, un domn își cânta partitura la flaut, mereu și mereu de la capăt. Când își deschise fereastra, ea văzu cum își punea un tub lung din lemn de-a curmezișul pe buze. Muzica era atât de ușoară și de frumoasă încât Soferl nu se putu abține să danseze. Dintr-o dată, veniră în goană trei copii. Ei râdeau și dansară o vreme împreună cu Soferl, până când se deschise o fereastră și un bărbat îi certă. Grăbiți-vă! Audițiile au început de mult! Soferl era încântată și puțin geloasă. Chiar și copiii aveau voie să joace la operă. Aici domnul care exersează cântând la flaut și copiii care dansează pe muzica lui. Așa. În sfârșit, sosise ziua cea mare. Azi era premiera. Soferl nu trebuia să mai vândă decât un singur măr. Apoi avea toți banii necesari pentru intrare. De jur împrejur era o forfotă imensă și nimeni nu o mai lua în seamă pe micuța vânzătoare de mere. Imediat începe spectacolul, se gândi ea disperată, iar eu nu am un bilet de intrare. Soferl începu acum să plângă în hohote.
Ce se întâmplă, micuțo?" întrebă o voce plină de compasiune. Sofer clipi printre lacrimi și îl recunoscu pe domnul Mozart, compozitorul operei. Chiar dacă era foarte grăbit în acea seară importantă, el ascultă povestea despre vânzarea merelor și despre Pfeningul lipsă. Atunci se întâmplă ceva incredibil. Domnul Mozart o luă pe Soferl de mână și o duse cu el teatru. "Mărul ăsta tânăr are nevoie de un loc bun," strigă el și îi făcu semn cu mâna unui bărbat. "Distracție plăcută," îi ură domnul Mozart și după aceea dispăru imediat. Bărbatul o conduse pe Soferl pe niște trepte înfricoșătoare. După aceea deschise o ușă invizibilă care ducea la un balconaș. Mai întâi fetița fu orbită de lumina a sute de lumânări, dar după aceea privirea ei se obișnui și putu vedea în uriașa sală a teatrului. Aici toată lumea se grăbește să intre deja în teatru pentru că începe premiera, iar aici Soferl este luată de Mozart și condusă în teatru. Vă imaginați, Soferl care vindea mere ca să poată ajunge la teatru a fost luată de către Mozart, compozitorul operei, și i s-a dat cel mai bun loc. Fantastic, eu zic minunastic chiar. Soferl se uită la o cortină roșie, brodată cu aur. Încă era coborâtă. În fosa orchestrei se găseau multe portative, două timpane mari și un clavecin, și o ladă pătrățoasă cu clape și clopoței. "Aha, asta e cutia muzicală," spuse Soferl. Într-un colț se afla o vioară uriașă. Un bărbat se așeză lângă ea și o făcu să scoată, pișcând-o, niște sunete bombănitoare. Din ce în ce mai mulți muzicieni își aduceau instrumentele înăuntru și se așezau la locurile lor. Soferl numără 4 viori mari diferite, 2 mici pe care le ții la bărbie, una pe care o prinzi între picioare și una mare la care se cântă din picioare. Între timp veniseră și toți suflătorii și începură să cânte cu toții. Instrumentele de suflat din lemn erau nazale și cotcodăceau cât cuprinde. Instrumentele de suflat din tablă claxonau metalic. Era o gălăgie de nedescris, fiindcă fiecare cânta pe limba lui. Din toate acestea, Soferl auzea laudul. Dar unde era melodia frumoasă de atunci? Printr-o ușă laterală își făcu apariția domnul Mozart, iar muzicienii se ridicară de la locurile lor. Publicul aplaudă. Domnul Mozart se înclină în fața spectatorilor și se așează solemn la clavecin. Muzicienii începură să cânte. Soferl își ținea respirația. Asta era muzica ei. Recunoștea câteva dintre melodii. Mama ei îi explicase că acest preludiu, în care sunt cuprinse toate melodiile importante și care sunt astfel prezentate publicului, se numește uvertură. Uvertură. Când dispăru și ultimul sunet, se ridică imediat cortina și începu povestea. Să vă arătăm. Aici Soferl stă pe locul de cinste, de onoare și foarte special, ca un oaspete special, așa cum a zis Mozart. Iar aici este toată orchestra. Ei, vedeți? Se ridică cortina, începe spectacolul. Fim atenți! Pe scenă alerga prințul Tamino, înspăimântat printr-un peisaj lugubru. Era urmărit de un șarpe uriaș. Țineți minte șarpele care l-a văzut Soferl în atelier? El este. Disperat, încercă să ucidă monstrul, însă din nefericire nu mai avea săgeți. Soferl ar fi dorit să-i strige că nu trebuia să se teamă. La urma urmei văzuse chiar ea că acel șarpe era construit numai din lemn și din sârme.
Dar la operă nu aveai voie să strigi, așa cum făceai la teatrul de păpuși. Aoleu, acum prințul leșinase din cauza spirieturii. Dintr-o dată apăruse însă trei doamne și îl salvaseră. Ele erau slujitoarele reginei nopții, care ucideau monstrul cu sulițele lor din argint. Apoi dispărură din nou. Voiau să-i povestească reginei nopții despre acel tânăr. Aici prințul care a leșinat și șarpele, uriaș, iar în copac cele trei zâne care l-au ajutat. Pe când Tamino își revenea treptat, un bărbat pasăre, așa un pic ciudat, îmbrăcat cu niște pene colorate, sări prin peisajul lugubru. Pe spate purta o colivie mare. Sofiel rămase mirată. În ea dădeau din aripi păsări adevărate. Bărbatul cânta vesel dintr-un fluieraș de păstor. Fiindcă era într-o operă, se prezenta cântând o arie. Numele lui era Papageno. Se ocupa cu prinderea păsărilor și o slujea pe regina nopții. De drept simbrie primea pâine și vin. Când văzu șarpele mort, acel individ obraznic pretinse că, în realitate, el a ucis balaurul. Sofer era indignată, doar nu aveai voie să înșeli. Aici omul pasăre care zicea că el este cel care a doborât acel șarpe. Dar este adevărat? Cine a doborât șarpele? Corect, Tamino a fost ajutat. La fel gândeau și cele trei doamne și, ele intrară din nou în scenă. Drept pedeapsă îi închiseră gura lui Papageno cu un lacăt din argint. De această dată, drept simbrie, primi apă și pietre. Acum se încheiase cu minciunile lui. Acum se încheiase cu minciunile lui. Și nici nu se mai poate certa cu domnul Mozart, se gândi Soferl, care îl recunoscuse desigur pe domnul și Haneder drept Papageno. Însă ele îi aduceau lui Tamino un dar din partea reginei, imaginea unei fete foarte frumoase. Era Pamina, fiica reginei nopții. Tamino se îndrăgosti nebunește de ea, însă atunci află ceva înfiorător. Pamina nu era acasă la mama ei, vrăjitorul cel rău, Sarastro o răpise. Uite aici. Aici Papageno cu lacătul la gură, iar aici prințul Tamino care primește fotografia de la cele doamne a prințesei și a fiicei reginei nopții, Pamina. Să vedem ce merge mai departe. Spectacolul e întoi. Dintr-o dată se auzi un tunet puternic, iar Sofer se prinse speriată de scaunul ei. Își făcu apariția misterioasa regină a nopții. Rochia îi era presărată cu acele perle din sticlă strălucitoare din care avea Sofer una în cutia ei de comori. Stăpâna plutea pe o semilună argintie în mijlocul a nenumărate stele. Jeluindu-se, îl rugă pe Tamino să îi elibereze fata și să îl captureze pe Sarastro, vrăjitorul cel rău. Nobilul prinț promise îndată să o salveze pe Pamina. Sofer se temea puțin. Oare avea să fie Tamino suficient de curajos încât să-i țină piept vrăjitorului cel rău? Și cum aveau să ajungă până acolo cei doi? Iar mai departe, ce s-a întâmplat cu Pamina, ce s-a întâmplat cu Tomino, aflăm data viitoare. Eu vă zic să vă abonați ca să știți când apare și cea de-a doua parte, să puneți like și să distribuiți această poveste. Eu vă spun pa, pa și pe curând!